Durere și tristețe nemărginită în tot spațiul românesc. În dimineața acestei zile a încetat în viață Nicolae Dabija, poet, academician, patriot, om al acestui pământ pe care l-a cântat și l-a plâns în versurile sale. A făcut o formă gravă de COVID-19 și a pierdut lupta cu virusul ucigaș. Numai martori la istorie. În cele mai dificile perioade ale vieții, precum și în cea pandemiei, Nicolae Dabija avea credința că prin cultură vom izbândi. Eu aș vrea foarte mult ca după această pandemie de virus să se instaleze o altă pandemie. O pandemie a culturii, a bunătății, o pandemie emineșiană, a lui Eminescu, de cunoaștere a literaturii noastre clasice. În calitate de ales al poporului în Sovietul Suprem al fostei URSS, Nicolae Dabija a pledat pentru ființa națională, pentru drepturile firește acestui popor, limba, alfabet și libertate. Fiind deputat în primul parlament care a votat declarația de independență a Republicii Moldova, poetul tribun a apărat aceleași valori și a început activitatea la televiziunea națională, a lucrat la revistele Nistru, Orizontul, iar din 1986 și până acum a fost redactor șef al săptămânalului Literatura și Arta, publicație care a făcut istorie în mișcarea de renaștere națională. Peste 5.000 de articole pe care le-a publicat de-a lungul anilor și care au avut o deosebită contribuție la dezvoltarea gândirii libere au fost reunite de prietenii din Iași în 27 de volume în colecția Biblioteca Unirii. A fost o surpriză pentru autorul articolelor, participând activ la evenimentele pe care le descria. Chiar a fost o surpriză mare pentru că au apărut acum în timpul pandemiei. Este un lucru extraordinar pentru că din aceste articole putem stabili sau putem afla cu adevărat ce s-a întâmplat în acea perioadă de desprindere de Uniunea Sovietică, care au fost idealurile acelei generații pe care eu o numesc generația independenței. Toamna trecută, Nicolae Dabija s-a învrednicit de Marele Premiu și Medalia de Aur cu numele gravat al autorului la cel mai important festival de literatură din Asia, care, la 11-a ediție, s-a desfășurat online din cauza pandemiei. Juriul a spus că valorile sunt egale între ele, indiferent dacă aparțin unor țări mici sau unor țări mari. Cred că prin cultură, prin literatură, prin poezie, o țară se poate manifesta mai lesne, adică cultura este cartea de vizită a popoarelor. De ce eu mă bucur că odată cu numele meu a fost rostit acolo și numele corect al țării mele. La fiecare întâlnire, Nicolae Dabija vorbea despre preocuparea constantă pentru creație. Mai am încă cărți de scris, vreau să vă spun că am și alte invitații la alte festivaluri din lume, dar sperăm să treacă această pandemie ca să putem reveni la firesc, la normal, să avem această, eu zic, libertate de a ne întâlni, de a comunica.